Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Parcul Cismigiu din capitală invadat de ciori. Primăria capitalei nu găsește nicio soluție să scape de ele. Mai țineți minte, mă, cum râdeam noi de primarul nostru favorit, domnul Robu? Da, da, mă. Se gândea, săracul, era dezesperat, inclusiv la anticoncepționale pentru ciori. A folosit și estompator ca să plece. Da, și tot n-a reușit. Răzbunarea domnului Robu. Pe principiu, cine croncăne la sfârșit, croncăne mai bine. Vezi, până la urmă, domnul Robu a fost cel care a plecat. Da. Nici de cum ciorile, adică așa că Sem aveți rău. Grijă cu cine vă bateți în București, da. Că nu se știe. Sem rău pentru domnul Nicușor. E clar cine câștigă. La București s-a propus gorina ciorilor, printre altele, cu păsări de pradă. Uliu! Băi, da. Și aici am descoperit că nu sunt păsări prădătoare disponibile, mă. Deci nu sunt... Pe stoc. Da. Există, așa cum e o criză a forței de muncă, e și o criză a păsărilor prădătoare, să angajeze ulii srilanchezi. De ce, da? Serios. Niște ulii srilanchezi care, sigur, sunt puțin mai lenți, mai politicoși, dar își fac treaba bine când se apucă de... Nu prea au reguli, s-ar putea să, s-ar putea să le iasă. Și m-am documentat. Ce se întâmplă cu aceste păsări prădătoare? Fiți atenți. Păsările prădătoare sunt puține, sunt foarte ocupate. Ele au program, deci trebuie să te înscrii cu mult timp înainte. Sunt, e ca la medicii faimoși. Nu poți să te duci, trebuie programezi cu luni înainte și au puțin timp să se ocupe de tine. Deci citez dintr-o relatare a colegilor de la Hot News, sper să nu greșesc, cu asociația, citez din... Stai, cine zice? Șefa Alpab. Deci, asociația care se ocupă de parcurile din București. Zice, cu asociația Accipiter Șoimărit, așa zice, Accipiter. Nu asta știu ce înseamnă Accipiter. Sunt în zona de Niraj. Nu știu ce înseamnă Accipiter, dar așa se scrie, Accipiter Șoimărit. Am avut un eveniment pilot, zice doamna, anul trecut, la finalul lunii octombrie, în care au venit în parcul Cismigiu într-o dimineață de vreme cu mai multe păsări, printre care era și bufnița, un dușman al ciorilor, și uliul lui Harry, un prădător foarte potrivit pentru Cismigiu, deoarece zboară mai jos, prin comparație cu șoimii. Uh-huh. Deci au luat pe toate altitudinile. Da, deci au venit cu paletar, cum ar veni. Da. Haideți să ne puteți face o demonstrație, exact. Da, ce vreți să vă aducem? Avem șoimul lui Harry. Avem prins. Da. Vă recomand, merge bufnița uns, dar putem să încercăm și cu șoimul lui Harry. N-aveți și vreun condor, ceva, nu merge. Condor. Pierdem vremea. Ce mai aveți? Bun. Doamna continuă. Zice, au venit cu aceste specii în Cismigiu. Ciorile s-au speriat și și-au luat zborul instantaneu. Am discutat cu cei de la asociație să continuăm proiectul, dar ei participă cu păsările pe care le au la concursuri și diverse evenimente. Au un program foarte încărcat și nu sunt disponibili. Băi, deci ăla sunt păsări cu pedigrii, dai seama? Da, mă, cu program. Deci cu pedigrii, înțelegi? Deci, doamna, domnul... Au venit la maidanezele din Cismigiu. Aveți când? În noiembrie ar fi, dacă ar fi să fie o acțiune. Am o fereastră. Îmi pare, da. Joi la 4. Bă, dar încă văd scena când au venit aia cu păsările în parc. Și era și un struț. Dar cu struțul ce e? Rămânea singur și îi face urâtă tot. Că dacă am venit cu toate fetele aici la distracție în parc, nu puteam să-l lăsăm singur. Continuă, doamna director. Corina Beg. Ne-au spus că ar putea să vină din când în când, când au liber în agenda. Dar vor fi exerciții izolate. În plus, se și fere să facă asta, fiindcă nu vor ca publicul să perceapă că vin aceste păsări pe care le crește și participă la competiții să ucidă ciorile. Dar n-am nicio îndoială că uliu mănâncă alte animale, adică nu e vegan. Și nici bufnița cred că nu e vegană, adică e ok. Nu de asta le aducem, adică să le sperie. Și cum să le sperie altfel decât... Deci, practic, în regnul animal nu există, adică se sperie dacă riscă să fie mâncat. Altfel nu-l interesează. Accipiter se teme să nu-și pierdă fanii. Exact. Asta înțeleg. După care, zice, în cadrul exercițiului acela pilot, nicio cioară nu a fost rănită de uliu. Ele se sperie doar de simpla lor prezență. Deci... Sunt ca niște bombardieri aduși în... Înțelegi? Da. Te-ai speriat și ai plecat. Mai bine merg acasă. Dacă nu plecați de aici, vă arăt șoimul. Ce mai vrei să mai... Asta nu mai... E? Să știi că... Au venit după aia, Miraj vine din maghiară. Da. E Niar, cred că am pronunțat bine, care înseamnă plop. Deci este miercurea plopului. Da, mult ceva mai de logic. Altfel există și localitatea Joia Mare în județul Arad. Vezi, deci avem și pe joi. Vezi? Da, nouă ne place pe vineri, dacă aveți ceva cu Friday. Da. Ce aveți cu vinerea liberă? Vinerea scurtă. În cu totul altă ordine de idei, zice că Accipiter este denumirea științifică a șoimului.
Iar altcineva zice că e denumirea științifică a uliului. Deci asociația șoim-șoimărit, așa ar fi, accipiter șoimărit? Șoimărit, da. Da? Sau uliu șoimărit, că zice cineva că e din latină accipiter genul uliilor. Da. Să ne cercetăm. Domnul Cușor Dan acum a spus că s-au mai montat în parc niște megafoane care fac ca ciorile, însă ciorile s-au prins imediat că e fals. Domnul Nicușor, să știți că s-a mai încercat. Și da, acum se încearcă gonirea păsărilor cu lanterne cu laser. Iar dacă nici această soluție nu va funcționa, planul este organizarea unui festival cu artificii care să le sperie. Tot cu bătaia faci treaba. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.